Primarul stațiunii Băile Olănești, Sorin Vasilache, este de părere că baza sportivă, care urmează să fie construită în localitate, va atrage echipe de fotbal din întreaga țară pentru cantonamente. În acest fel și unitățile de cazare vor avea de câștigat, dar și primăria. Suntem pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 36, unde autoritatea publică locală din Băile Olănești are în derulare acest obiectiv de construire a bazei sportive mult așteptată de locuitorii din oraș, de tinerii care vin în cantonament în zonă. Am început lucrările de ceva timp, suntem în faza finală. Avem asigurarea constructorului că la sfârșitul acestui an, practic la sfârșitul lunii în noiembrie, putem să dăm în funcțiune acest obiectiv. Suntem în zona terenului, aici se va turna un gazon sintetic, este achiziționat, avem o situație care practic a întârziat punerea în funcțiune a bazei sportive, și anume rigola pentru preluarea apelor pluviale din Amonte, din drumul național DN64, și până în râul Olănești se va realiza această rigolă betonată cu un debit corespunzător. Am luat toate avizele de la Serviciul de Gospodărie a Apelor pentru a se scurge și pentru a nu exista riscul unei inundabilități în zonă. Vom monta gardenele, se va turna, vă spuneam, gazonul sintetic. Avem și un teren de dimensiuni mai mici lângă zona clădirii cu vestiare. Băncuțe, se va amenaja parcarea, se va asigura accesul din drumul național, iluminatul de asemenea va fi corespunzător, clădirea cu vestiarele, cu birourile, cu grupuri sanitare, toate utilitățile pentru ca activitatea să se desfășoare în condiții bune. De utilitatea noii baze sportive se vor bucura elevii de la școlile din localitate, dar și echipa de fotbal a orașului.